Autenticitatea reflectă succesul într-un domeniu de creație. Dincolo de asta însă se află multe trăiri interioare și o căutare continuă a dozei de inspirație. Printre lucrurile care macină scriitorii se află și lecția de a învăța să te ridici de fiecare dată după ce ai căzut. Despre sinceritatea în domeniul literar, promovarea patrimoniului cultural, dar și poezia biografică aflăm și discutăm în cadrul ediției de astăzi. Ana, zicem bună ziua! Bună ziua! Mulțumim că ai dat curs invitației noastre! Mulțumesc pentru invitație! Zic să luăm loc pentru a discuta despre patrimoniul cultural, dar și poezia de astăzi. Da, mare drag! Ioana Isac, scriitoare. Menționai la un moment dat și o să dau citire unui gând al tău. Am realizat că poezia e uneori înaintea mea. Eu scriu și apoi realizez ce am scris. Noi totuși suntem transmițători, nu creatori. Vin să te întreb când ai învățat să dai libertate cuvintelor. Libertate. Eu nu cred că eu propriu-zis le-am dat lor libertate. Ele sunt atât de libere din start, când se auto-creează și se auto-proclamează, încât tu deja, pur și simplu, mai departe ești așa un fel de ghid al cuvintelor. Așa că, probabil, din start, cuvintele sunt libere. Noi, cu mintea noastră, cu percepția noastră, cu convingerile noastre limitative pe care le avem, așa le încadrăm într-un anumit context, cu anumite intonații, cu un anumit mesaj, dar ele, mi se pare că sunt cele mai libere, de fapt. Dar când a venit această conștientizare că mai curând tu aparții domeniului literar sau nimjocii poeziei și nu ea ție? Probabil odată cu maturitatea psihologică, pentru că fiecare om care este dornic de a se autocunoaște, înțelege că tu nu ești doar tu. Și în jurul tău mereu se întâmplă lucruri. Și nu doar lucruri, dar și marile întâmplări ale vieții care nu neapărat depind de tine și de felul în care tu ești. E vorba despre o chemare și e vorba despre misiune și cu siguranță trebuie să existe o intenție lăuntrică care să te miște, să mergi spre asta. Dar în același timp, nu știu dacă pot spune asta acum. Eu cred foarte mult în timpul artei, dacă pot să numesc asta așa. Adică dacă arta pe care o fac acum va rezista în timp, când eu nu voi mai fi, atunci înseamnă că acea misiune, chemare mi-am îndeplinit-o. Faptul că asta se citește sau se vorbește sau faptul că noi discutăm despre asta are valoare, dar timpul o să o detronează foarte ușor. Astăzi crezi că ceea ce scrii va rezista? Ai poezii la care te gândești așa? Nu cred. Nu poți fi sigur niciodată. Nu cred că pot să-mi asum acum să spun că uite, asta o să reziste în timp. Plus, nu sunt eu cea care va decide acest lucru. Sunt foarte multe așa drumuri care o să se intersecteze sau, din contră, o să oprească cumva procesul ăsta. Dar analizând textele care trec de la o generație la alta și păstrează același interes, chiar dacă generațiile sunt diferite, ai găsit o formulă sau presupui cumva o formulă care le ajută? Nu, eu nu gândesc matematic. Nu suntem la o strategie de marketing sau de a calcula într-un tabel Excel. O să meargă formula asta sau nu o să meargă formula asta? Sunt conștientă de faptul că oricum nu pot face abstracție absolut la ceea ce mă înconjoară pe mine, mă refer anume la timpurile pe care noi le trăim. La actualitate. Da, și la actualitate. Și încerc cumva să mă raportez la realitate. Dar în același timp nu există vreo formulă magică și nici de cum nu. Și nici nu știu dacă sincer, nici nu știu dacă vreau să o caut. Adică asta ar însemna eu să fiu o simulare. Asta ar însemna eu să fiu ceea ce alții se așteaptă și asta ar însemna să merg împotriva mea. Ori pentru mine, credo în viață este să nu merg niciodată împotriva mea și împotriva autenticului pe care încerc să-l cultivez în mine. Asta nu e așa de ușor, pentru că desori pe noi ne rupi de prin părți și ne mușcă foarte mult incomoditatea de a fi tu. Și asta e un preț pe care trebuie să-l plătești. Da, asta este mai mușcă acest lucru? Nu neapărat. Cred că am învățat să fiu destul de neutru deja. Dar asta se întâmplă în momentul în care tu ai o coloană vertebrală foarte bine punctată. Și când tu ești un om integru. Să ajungi la integritate e destul de dificil. E despre experiență? Da, dar și despre dorință foarte mult.
trebuie să ai dorința asta în tine. E cum trebuie, trebuie așa, totul e un cuvânt destul de anevoios. Ar fi bine. Ar fi bine, da, să existe dorința asta. Pentru că dacă tu nu-ți dorești lucrul ăsta, nu o să aibă niciun sens să continui să o faci. Revenind la acest credo de-al tău, o să dau citire unui alt gând. Eu nu am frica de a vorbi despre ceea ce mă doare, ce mă deranjează. De unde vine acest curaj? Chiar recent vorbisem cu cineva despre momentul ăsta. Sunt discipolul durerii, ce arme poți avea împotriva mea? În momentul în care tu trăiești durerea, asta ți-ți dă putere și tu, cumva când tu devii puternic prin asta, deja tu nu mai vezi curajul la nivelul ăsta în care, uite, asta așa e de mare curaj. Tu, pur și simplu, o iei ca atare și asta devine parte din tine. Durerea fizică, eu am istoriile mele din copilărie, am trecut prin foarte multă durere fizică pentru că am anumite probleme de sănătate și când tu te ciocnești de moarte, începi să iubești viața altfel. Cred eu, totuși, că tu să poți să trăiești pe adevăratele, trebuie măcar o dată în viață să mori. Metaforic vorbind. Dar poate chiar și fizic, pentru că de multe ori noi întâlnim, cred că am citit careva interviuri, oameni care au trecut prin moarte clinică, ei sunt foarte optimiști, ei foarte tare iubesc viața și ei brusc îți dau seama că toată vâltoarea asta a emoțiilor și anxietatea pe care noi o trăim și dramatizarea lucrurilor nu neapărat te duc spre un rezultat benefic pentru tine, dar și pentru societate. Poezia nu este despre dramatizare? Nu neapărat. Exagerarea unor lucruri? Nu neapărat. Noi avem așa un stereotip și un șablon că poezia este despre durere, despre suferință, despărțire, dragoste și... Neîmpărtășită? Da, neîmpărtășită. Neapărat trebuie să fie neîmpărtășit, că altfel nu... Să scrii din lumină și către lumină e un progres, probabil, în momentul în care tu ești scriitor. Pentru că tu, din lumină, un pic altfel deja dirigezi cu cuvintele și ele altfel vin către tine. Pentru că așa e, cum spuneam și inițial, noi suntem un fel de canal prin care treci. Și dacă tu ești murdar și dacă tu ai durere în tine și ești întunecos, atunci asta și o să emani. Dacă tu ești un pic mai luminos și încerci cumva să vindeci asta, vrei mai departe tot să transmiți asta. Pentru că mai este și terapia când tu rău cu rău, bine cu bine lecuiești. Câteodată e nevoie de contrast, adică tu ca să ajungi la bine trebuie să treci printr-un rău și viceversa. Așa că asta e destul de relativ, de fiecare dată funcționează diferit. Dar eu încerc să ies din toată durerea asta. Probabil prea mult. Extremele tot sunt dăunătoare. Cel mai bine când tu ești pe neutru și faci apelul câteodată la una, câteodată la alta. Câteodată adică la una, echilibru. La da, da. E banalizat, acum foarte mulți vorbesc despre armonie și despre echilibru și cât e de bine să fii în zen. Da, da. Dar probabil asta este esența, să ai o pace interioară și să poți scrie. Eu mult timp mi-am dorit să pot să scriu nu doar macabru, dureros și tăios. Mult timp mi-am dorit lucrul ăsta. Dar cred că era nevoie mai întâi eu să mă vindec și după care poezie. Cu toate că în unele cazuri totuși poezia a mers înaintea mea. Și poți spune că astăzi că ai atins acea pace interioară? Nu definitiv, dar nici nu cred că o să fie posibil definitiv, dar deocamdată e suficient. M-am învățat așa să pot uneori să... Nu să controlez, că nu cred într-un control al emoțiilor, dar să mă las dusă de val și să accept că eu sunt neputincioasă în fața foarte multor lucruri. Noi, în general, oamenii suntem foarte neputincioși. Pur și simplu, e greu să-ți recunoști ție asta. Vrei să crezi că tu poți controlezi statul, soția, soțul, copiii, banii în cont și așa mai departe. Să-ți nege vulnerabilitatea cumva. Da, da. Dar vulnerabilitatea asta și este puterea. Pentru că îți dai seama, tu, în momentul în care tu nu-ți permiți ție să fii vulnerabil, oricine poate să te atace. Și asta să fie punctul tău slab. În momentul în care tu îți permiți să fii vulnerabil, omul nu are nicio putere asupra ta. Libertatea este despre... responsabilitate. Talentul trebuie alimentat cu... muncă. Poetul preferat...
Hai să fii pe Fernando Pessoa. Subiectul despre care îmi place să scriu. Trăire. Poezia este despre... totul și nimic. Ești printre puținii scriitori care semnează și videopoezie. Mm-hmm. Ce a adus nou în domeniul literar acest curent? Eu sunt o mare fană a cinematografiei, foarte mult iubesc filmele și, în general, poezia mea cred că tot are foarte multe imagini. Eu vorbesc prin imagini, pentru mine imaginea contează foarte mult. Și în momentul ăsta m-am gândit de ce nu să aduc așa un element ajutător poeziei, pentru că una când tu citești pe foaie și cu totul altceva când tu o vezi. Și eu încă mai am ocazia să, cumva, să vin cu alt fel de interpretare. Dar asta nu înseamnă că ea este impusă sau că gândul pe care eu l-am lăsat acolo în imaginea vizuală ar avea dreptate totală. Fiecare o să interpreteze diferit. Dar am încercat și cu mai multe forme de artă să combin, pentru că undeva am încercat cu grafică, undeva am încercat cu dans. Undeva am încercat foarte mult în natură, pentru că natura tot e tare importantă și mi se pare că trebuie să vorbim mai des despre ea. Că noi așa locuim pe planeta asta, dacă am uităm că resursele sunt limitate și, iarăși, nu se pune accentul doar pe noi. Mai este și prin prejur foarte multe elemente. Chiar mai mult decât noi. Da, natura. Da. Pur și simplu, mă rog, trebuie să ai grijă, știi cum? E complicat. Mai bine... și mai ușor să fie exact pe tine. Da. Și consumerismul ăsta se referă și la resursele naturale, se referă și la conținutul media pe care noi îl înghițim cumva, că altfel nici nu vine alt cuvânt. Și la oameni, la conexiunile noastre cu oamenii tot. Nu prea suntem noi ecologici în comunicare și în emoții și nu avem grijă de noi. Și aici mă refer și la trup, și la suflet, și în minte. Dar poate poezia să educe acest lucru? Această triere? Rolul educativ al literaturii, el există, dar eu așa cumva sunt foarte, nu că sceptică, dar realizez cât de puțin de fapt ar putea să educe, pentru că educația, în general, așa e un domeniu de larg și complex și complementar, da, încât, în primul rând, e vorba despre timp. În al doilea rând, asta așa e o construcție care trebuie să vină din toate părțile. Adică asta vorbim și despre psihologie, și despre familie, și despre școală, și despre cărți, și despre muzică, și despre teatru, și despre tot ce înglobează cultura și arta împreună cu părinții și împreună cu societatea. Ea nu o să funcționeze pe o linie. Nu există, știi? Un singur fundament. Sigur. Și e nevoie de mai multe platforme pe care tu poți să urci. Și în momentul ăsta, da, i-ar putea educa în cineva care este predispus spre asta deja. Revenind la acea videopoezie despre care ziceam, de fapt, la un moment dat, recunoșteai. Mi-a reușit să vând artă pentru că nu mi-am propus niciodată acest lucru. Mm-hmm. Cum să le reușească și celorlalți? Eu niciodată n-am încetat să cred în poezie, indiferent că nu neapărat de fiecare dată mi-a adus foarte multe beneficii și personale și profesionale. Și timp de 10 ani am făcut asta. Chiar și oamenii când au venit la lansarea de album, pe care l-am realizat-o cu Gheorghe Postoron, când am făcut poezie și chitară bas. Și am făcut o lansare, oamenii zic mai deosebită, nu știu pe cât e deosebită. Toți mă întrebau cum ai reușit să faci chestia asta? Și eu când ne spuneam că asta e vorba despre 10 ani, ei cumva toți așa în ochi vedeam o întristare. Pentru că nu știu de ce așa la noi pare că gen, ideile așa vin, știi? Realizarea fix așa, ai stat, tot e uitat așa în pod și hop a venit. Nu, asta 10 ani de muncă în care tu, cât alții, de exemplu, aveau alte ocupații, eu lecturam, cât alții se distrau, poate ieșeam și eu să mă distrez, dar oricum observam lucruri în jurul meu și nu îmi permiteam să uit, de fapt, de calea pe care o am. Pentru că noi așa, uneori mai ducem stânga-dreapta, dar dacă ai o cale și știi unde vrei să ajungi, atunci trebuie să fii pregătit și pentru anumite sacrificii.
Să vedem dincolo de drumul care ne se pare ușor a fi. Dar mereu e vorba despre ani. Adică nu poți. Da. Dacă tu bați mereu în același loc timp de 10 ani, crede-mă, oricine va reuși. Pentru că sunt ore lucrate, pentru că sunt ore sacrificate, pentru că tu ore în șir te-ai gândit la asta, ai căutat, ai vorbit cu cineva, ai vorbit cu altcineva, ai tăcut despre asta, asta tot e foarte important, să taci despre anumite chestii și pur și simplu să faci, pentru că noi acum, eu generalizez evident, desuori apelăm la ideea de a vorbi foarte mult despre asta și când ajungem să facem, atunci un pic așa, cam dispar oamenii, nu știu cum. Dar ai învățat să-ți dai acest timp? M-am învățat, iarăși e vorba de ani. Dar ăștia 10 ani nu au fost momente în care îți doresc să renunți? Adică întotdeauna a fost acest spirit de perseverență? Da, nu o să mă lase. Asta e binecuvântare și blestem. Așa spune și Radmila Popovici. Nu rezonăm cu ea la capitolul ăsta, pentru că înțeleg foarte bine ce are în vedere. În momentul în care tu n-ai să poți, pur și simplu, fără asta. Omul care mi-a marcat viața. Ambii, doi, părinții. Regret că... N-am niciun regret. Cel mai frumos loc în care am fost. În sine. Calitatea pe care o apreciez la oameni. Sinceritatea. Visul încă nerealizat. Cred că să ajung în Tibet. În această toamnă, de fapt de la 1 octombrie, cei de acasă te pot vedea și în cadrul unui proiect frumos la TVR Moldova și vreau să ne zici și mai multe, dar pentru că discuți acolo despre patrimoniu cultural, vreau să-mi zici opinia ta. Care sunt acei pași care ne-ar ajuta cumva, uite, să-l menținem, să-l alimentăm și să contribuim la... Când am pornit să accept, că asta așa a fost mai tâi, eu... Inițial am pornit, după care am acceptat, adică nu a fost așa din prima. Înțelegeam foarte bine cât e de important subiectul și că e un teren foarte periculos, pentru că noi vorbim despre valoarea noastră și demnitatea noastră națională și în momentul ăsta cam ar fi bine să ai grijă unde așa calci. Da, nu e un subiect despre care e ușor să vorbești. Da, da. Pentru mine patrimoniu cultural este absolut orice. Absolut orice mă refer la faptul că ceva care nu ne se pare acum neimportant poate dobândi în timp valoare patrimonială. Ori tot ceea ce ne înconjoară pe noi tot ar fi putut să fie patrimoniu dacă era să fie în alt context, cu altă istorie, cu altă importanță. Și asta tot era întrebarea mea, de ce și-am apelat la acești 12 invitați, pentru că mie mi-este curios care sunt indicatorii, cine definește, unde se definește de fapt patrimoniul cultural, pentru că noi avem cumva o monitorizare de la Ministerul Culturii, o listă, da, de cei care se încadrează în patrimoniu cultural mobil, imobil, nu contează. Dar poate și sunt foarte multe elemente din patrimoniu pe care noi nici nu le-am descoperit, pentru că e nevoie de foarte multă cercetare și aici noi tot avem așa destul de multe destul de mult de lucru. Pentru că e nevoie să mergi, să vezi, să cauți, dar noi nu prea avem cadre pregătite pentru asta și e important să vorbim în primul rând despre asta. Asta cred că ar fi motivația mea de a lăsa un grământ în mintea omului despre patrimoniu cultural și cum asta de fapt ne afectează pe noi la un nivel de macro, nu de micro. Pentru că în micro noi cumva funcționăm. Noi avem bule de oameni care știu despre asta, care vorbesc despre asta. La scară largă, din păcate, nu prea se vorbește despre asta. Și uite așa cu emisiune, poate cumva întâmplător va butona sau cineva o să povestească că uite, am văzut o emisiune de genul ăsta, s-a vorbit despre asta, despre asta, despre asta. Și am încercat să creez cadrul mai liber un pic, fără multă așa
idei academice sau cercetări științifice. Oamenii sunt pregătiți, vin din domeniul ăsta, dar felul în care ei vorbesc și transmit informația asta, mi-am dorit să fie așa ca o discuție liberă, cum avem și noi, pentru că așa, la scară largă, e cazul de vorbit un pic mai simplist. Pentru ca și cei de acasă să-și pună o întrebare. Sigur. Să-și trezească interesul sigur, pentru acest sigur, că nu cred că ne-am adunat acolo să demonstrăm tuturor cât de bogat vocabular avem și cât de bravo noi suntem și câte cărți noi am citit. Avem un scop comun și scopul ăsta comun necesită un efort comun. Și efortul ăsta ar însemna să ne adaptăm, să înțelegem foarte bine cui noi vorbim, de ce noi vorbim despre asta. Și deja după prima emisiune foarte mult mă bucură că oamenii mi-au scris și au zis că chiar e tare fain și interesant. Cu locațiile tot luptasem un pic în echipă pentru că destul de riscant așa să te duci într-o filarmonică care este arsă, dar atât de simbolic, eu atât de tare mi-am dorit lucrul ăsta și am zis că asta este locația perfectă pentru a vorbi despre patrimoniu cultural. Pentru că ce facem noi mai departe cu el? Când o să se restabilească? Că s-a făcut proiectul pentru filarmonică? Clădirile în ce stare se află de cultură? Eu nu mai vorbesc despre casele de cultură din Republică, unde de mult nu există cultură. Și dacă noi așa cu pași mai mici, dar mai siguri, probabil o să reușim să trezim un pic națiunea. Și fiindcă am ajuns și la sfârșitul acestei emisiuni, vin cu o întrebare, revenind tot la un gând al tău. Recunoșteai anterior că, de fapt, succesul pentru tine este să te realizezi în proprii ochi. Uh-huh. Să te întreb cât de departe sau aproape ești de această realizare și cât de periculos este pentru un om să simtă că atins succesul. Succes. În primul rând, depinde cum noi îl definim. Pentru că succesul este foarte diferit în ochii diferitor oameni. Vorbim acum despre ochii tăi. Da, dacă vorbim despre ochii mei, când mă refeream la faptul că foarte mult mă raportez la mine, aveam în vedere că nu mai am, sper că mi-a reușit, încă nu sunt sigură, de validare străină. De multe ori se întâmplă că noi facem anumite chestii doar ca să fim validați, doar ca să placem cuiva. Când tu scapi de factori externi și te raportezi și vrei să fii tu mai bun ca tine în fiecare zi, atunci probabil asta vorbește despre o tendință de a fi matur emoțional și de a avea inteligență emoțională. Pentru că nu vreau să mai fac lucruri de dragul făcutului și nici nu vreau să fac ca cineva să se apropie de mine și să-mi spună că asta e important, pentru asta faci într-un final, că ai nevoie de receptorul la acțiunea pe care tu o ai și la comunicarea pe care tu o duci. Dar tu înăuntru tău cumva cu tine e cazul să te compari. Eu sunt bine în șoara acum. Sunt bine pentru că nu mai am așteptări inutile, pentru că nu mai trăiesc validări și pentru că înțeleg că dacă îmi doresc ceva sau dacă ceva nu funcționează așa cum eu îmi doresc, înseamnă că trebuie să depun efort, să muncesc, să-mi construiesc cumva un plan, cum să îmbunătățesc acest lucru. Sau dacă mie asta îmi place, atunci pot în sfârșit să mă relaxez un pic și să mă bucur de momentul ăsta, de elementul ăsta care cumva îți dă așa liniște și pace. Să învățăm să trăim dincolo de validarea celor din jur. Ar fi mulțumesc fain. Pentru discuția de astăzi. Și îți mulțumesc.